O nouă filmare de o violență ieșită din comun a fost făcută într-o școală din România, semn că elevii de azi nu mai au nicio limită. În imaginile surprinse într-o clasă din Baia Mare apare o fată care își snopește în bătaie colega de clasă, iar martori sunt ceilalți elevi care o încurajează. Conducerea școlii a anunțat că a început deja o anchetă și că bătăușa va fi sancționată. Vă avertizez că urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Aceste scene de o brutalitate șocantă s-au petrecut pe 31 octombrie în școala gimnazială Dr. Victor Babeș din Baia Mare, la clasa 8-a. Copiii erau în pauză când una dintre eleve a vrut să-și pedepsească o colegă. Era supărată foc pe ea din cauza că tocmai îi amintise profesoarei de istorie să o asculte. Ea era nepregătită, așa că a luat o notă proastă. Atunci s-a dezlănțuit. Deși a aflat despre incident, mama fetei bătute nu a mers la școală să depună reclamație. A preferat să discute personal cu părinții celeilalte eleve și să obțină promisiunea că așa ceva nu se va mai repeta. Totuși, incidentul a fost ținut secret doar până aseară, când imaginile au început să circule pe internet. Eu am aflat de cele întâmplate aseară când am primit acea filmare. Am convocat Consiliul Profesorilor Clasei pentru a propune o sancțiune pentru fapta respectivă. E o anchetă în derulare, vom aplica sancțiuni. La finalizarea anchetei se vor putea lua măsuri care pot să meargă de la mustrare scrisă, scăderea notei la purtare, până la mutarea disciplinară a elevei care se face vinovată de acest incident într-o altă clasă la nivelul aceleiași unități de învățământ. Din păcate, eleva bătăușă nu este la prima ispravă de acest fel. Eleva agresoare a fost sancționată și în anul școlar anterior cu mustrare scrisă și cu scăderea notei la purtare datorită absențelor nenumărate, datorită unui comportament necorespunzător la adresa profesorilor și a colegilor de clasă și datorită unei forme de violență pe care a manifestat-o la adresa unei alte fete din această școală. Astfel de incidente apar din ce în ce mai des în școli. Săptămâna trecută au apărut imagini cu mai multe eleve din Timișoara care s-au bătut a doua oară din cauza unui băiat. Din păcate, legea învățământului nu prevede pedepse care să îi potolească definitiv pe elevii violenți.